ales să mă înscriu în acceleratorul Predau Viitor pentru că o prietenă mi-a spus că este cea mai tare experiență pe care a trăit-o ea. Am considerat că în învățământ e nevoie de o schimbare. Vreau să explorez modalități noi de predare, mai ales că informatica este un domeniu care evoluează de la lună la lună chiar. Vreau să răspund întrebărilor elevilor mei de la clasă. Ei știu foarte multe lucruri și mi se părea că nu e într-un ritmul lor. Un moment deosebit în cadrul acceleratorului, e greu să spun care a fost, pentru că au fost foarte multe. Acceleratorul mi-a depășit așteptările. Tot ce am trăit aici a fost senzațional. Mi-am dat seama că mi-au plăcut foarte tare toți oamenii. Am vorbit practic aceeași limbă. Experiența asta a acceleratorului este ca un dar. Voi duce elevilor mei 4 provocări. Curajul de a încerca. Curaj să experimenteze. Curajul de a concepe, de a realiza ceva. Să reușească să colaboreze mai bine unii cu alții. Aș vrea să-i învăț să încerce să greșească. Voi schimba modul de predare. Prin schimbarea mea, în primul rând, vreau să văd o schimbare și la ei. Faptul că totul poate porni de la o joacă. Competențele de care elevii mei au nevoie în viitor. Țin mai mult de modul de gândire. Au nevoie de câte puțin din fiecare. Cei mai mulți au competențele de care au nevoie în viitor, dar trebuie să și le descopere, să le aplice. În primul rând să aibă încredere în ei și în visele lor. Să aibă curaj să înceapă orice idee. Competențele digitale, competențele de comunicare, adaptabilitate, concepe un produs și de a-l gândi în cadrul unui proiect integrat într-un grup de lucru, de a coopera. Să-și gestioneze foarte bine situația de eșec. Rolul profesorului de informatică este ca al oricărui alt profesor, cred. Adică, în primul rând, trebuie să ne gândim că formăm oameni. Este un termen pe care l-am învățat aici, în cadrul acceleratorului, și mi s-a părut foarte potrivit. De facilitator. Noi pregătim cam pentru orice domeniu. Să învețe să gândească. E ca un Beck, așa, ca un Einstein. Trăim într-o generație super tech, iar noi suntem primii care le deschidem mințile. De a le deschide ochii și ai face să nu închidă așa de repede. Plec de aici cu peste 30 de idei de activități. O idee de proiect pe care aș vrea să o pun în practică, ideea de produs. O sesiune de pitch-uri la nivelul școlii. În care să aplic metodele de lucru învățate la acest accelerator. Să fac un opțional de Unity. Realizarea unui cerc tip club de informatică în care voi integra toate aplicațiile despre care am aflat că sunt utile. Îi duc în diferite companii și societăți IT ca să se conecteze și ei cu piața. Dragi colegi, înscrieți-vă în programul Predau Viitor, pentru că este realizat de o echipă de profesioniști. Aș recomanda oricui, oricând, oricum, oriunde. Pentru că este un upgrade necesar profesorul de informatică. Mi s-a părut cel mai tare program de formare la care am participat până acum și, sincer, am participat la viața mea la ceva programe de formare. Am învățat aici că întotdeauna trebuie să fac mai mult. Este și o sursă de inspirație. Simt că am urcat două trepte deodată, nu câte una pe rând. Mi-a plăcut mult grija și atenția pe care organizatorii au manifestat-o față de toți participanții. Și felicitări celor care au inițiat acest proiect. Acceleratorul Predau Viitor într-o fază. Schimbarea mindset-ului. Un cuvânt uimitor. Poarta către cunoaștere. Educație pentru un viitor măreț. Am încredere că pot să predau viitor.